Păi, primul lucru era să restabilim contactul care a fost întrerupt de mai mult timp. Și în condițiile de insecuritate care sunt în momentul de față, era firesc să relansăm aceste discuții. Tocmai pentru a da un semnal, dacă vreți, și societății, de pe ambele maluri ale Nistrului, care privea deja cu... adică starea de alertă, de îngrijorare era prea mare. Și foarte multă lume ne întreba, ne spunea, nu faceți nimic, este important să se stabilească un contact direct. Nu ascund că un element al discuțiilor a fost vizita OSCE-ului, reprezentanților OSCE-ului în Republica Moldova, care au fost și la Chișinău și la Tiraspol, misiunea lor fiind tocmai restabilirea acestui dialog direct între Chișinău și Tiraspol într-un moment de tensiune, da? Tensiunea regională. Deci era nevoie ca acele energii negative care se acumulase să fie cumva descărcate în timpul unei discuții. Să vedem unde suntem, ce pretenții are fiecare în momentul de față, unul față de celălalt, pentru că au fost câteva incidente neplăcute legate de oprirea unor delegații, inclusiv delegația Comisiei Unificate de Control în 14 aprilie, apoi un mesaj pe care vis-a-viul meu, negociatorul principal din partea Tiraspolului, l-a adresat misiunilor diplomatice din Republica Moldova, că trebuie să intre în regiunea transnistreană cu un preaviz de 3 zile, așa ceva nu s-a mai întâmplat anterior. Deci era nevoie să vedem unde ne aflăm. Când a avut loc întâlnirea? Deci săptămâna trecută la final? Da, la finalul săptămânii trecute. Da. Cine au fost prezenți în cadrul acestei întâlniri? Din partea Chișinăului și respectiv din regiunea transnistreană? A fost, din partea transnistreană a fost, de la Tiraspol a fost domnul Krasnoselski și am fost eu cu domnul Recea. Întâlnirea a avut loc foarte deschis. Nu a fost în niciun caz, cum să spun, o întâlnire ascunsă. A avut loc la Varnița, în sala de ședințe a primăriei. Toată lumea a putut să vadă că am intrat și eu și domnul Krasnoselski. Da, noi știm. Deci informația a fost făcută public, dar retorica, care a fost a domnului Krasnoselski? Discuția a fost foarte firească, adică n-a decurs în tonalități, cum să spun, încordate. Am făcut un schimb de opinii, am trecut și pe alte domenii, ferește, pentru că în condițiile actuale nu puteam evita anumite subiecte care de regulă se discută în formatul 1 plus 1 sau al grupurilor de lucru. Subiectele legate de vamă, subiectele legate de produsele farmaceutice care sunt în atenția presei de pe ambele malurile Nistrului, produsele fitosanitare. Deci, bineînțeles că toate aceste lucruri au fost evocate în timpul discuției. Despre explozii ce ați discutat? Foarte puțin de altminteri despre explozii, pentru că știam care este deja poziția oficială, ea a fost anunțată și eram convins că un punct nou de vedere nu ne va fi anunțat. Noi am văzut care este retorica domnului Krasnoselski la adresa declarațiilor făcute de doamna Maia Sandu. Mm-hmm. Nu foarte prietenoasă retorică. Ați discutat despre declarațiile Chișinăului? Nu. Nu am evocat în general schimbul de declarații pentru că nu era cazul să fie făcut acest. Vorbind despre securitatea în regiune, v-a dat asigurări de domnul Krasnoselski că situația este sub control sau există îngrijorări? Bine, îngrijorări există pe ambele maluri ale Nistrului. N-am simțit în orice caz, în timpul acestei discuții, cum să spun, un aer marțial, o dorință de a soluționa problema pe o cale, pe calea forței. Avem de altminteri convingerea că Tiraspolul nu este interesat în momentul de față ca situația să degradeze. Și această întâlnire pentru asta a fost și importantă, să ne reasigure cumva această, nu că încredere, ci percepție că nu există un interes ca tensiunile să scape de sub control. Asta este părerea, cum să spun, unei părți. Noi știm că în regiunea transnistreană punctele de vedere sunt împărțite, că există forțe mai belicoase, pro-război, forțe mai interesate în menținerea stabilității, în menținerea unui canal de dialog cu Chișinăul.
Păreri împărțite sunt și în partea dreaptă a Nistrului. Deci nu putem să spunem că lucrurile sunt. Se vorbește foarte des de așa zisa coloana a 5-a. Nu vreau să speculez acum pe acest capitol, dar da, lucrurile nu sunt simple și trebuie să le luăm ca atare, să le analizăm cu atenție, fără însă a dramatiza lucrurile. Deci, încă o dată, repet, că după această întrevedere și s-a stabilit că vom relua dialogul în cadrul grupurilor de lucru, primele vor fi pe domeniul farmaceutic, care este de importanță pentru... Bun, de mare interes pentru ei, un blocaj mai îndelungat, timp de 2 ani. Dar ce se întâmplă acolo, în linii generale, ca să înțelegem segmentul farmaceutic? Segmentul farmaceutic, problema e în așa zisul nomenclator al produselor farmaceutice. Noi activăm în Republica Moldova după un nomenclator care a fost adoptat conform rigorilor Uniunii Europene, deci acceptăm pe teritoriul Republicii Moldova produse farmaceutice care sunt recunoscute în UE. În regiunea transnistreană, dincolo de aceste produse, sunt admise și o serie de produse care, mă rog, nu au circulație europeană. Fie că din considerente de preț, fie că din considerente de comoditate, că pacienții s-au deprins cu aceste produse sau pentru că au fost de mai multă vreme stabilite contacte cu producătorii din alte țări, Rusia sau Ucraina, de unde se importau produse farmaceutice. Contactele regiunii transnistrene cu Ucraina erau foarte strânse chiar înainte de acest război, deci contactele economice mai cu seamă. Acum, ținând cont de faptul că frontiera, tronsonul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este închis, aceste produse farmaceutice, sau același lucru e valabil și pentru produsele fitosanitare, se importă prin punctele vamale ale Republicii Moldova, mai exact controlate de Chișinău. În momentul în care acestea intră pe teritoriul Republicii Moldova prin aceste puncte vamale, noi nu le putem trata ca și tranzit, cum le tratau ucrainenii. Pentru că regiunea transnistreană, din perspectiva noastră legală, este o parte inalienabilă a Republicii Moldova. Tiraspolul insistă ca noi să tratăm aceste produse ca tranzit. Noi nu putem să le tratăm ca și tranzit, pentru că nu recunoaștem o entitate statală RMN. Da? Deci, aici se bat cap în cap aceste două viziuni. Au fost oprite câteva camioane pentru moment, ca să clarificăm problema, aparținând unor companii farmaceutice de la Tiraspol, dar de aici până la a spune că există o blocadă a regiunii transnistrene, cum insinuează frecvent domnul Ignatev, este o exagerare. Pentru că chiar acum le-am spus colegilor de la OSCE, după vizita pe care au efectuat-o la Tiraspol, cum putem vorbi despre o blocadă în domeniul farmaceutic, cel puțin, dacă noi permitem importul în regiunea transnistreană a tuturor produselor farmaceutice care se importă în Republica Moldova. Deci care este soluția? La ce concluzie ați ajuns? Concluzia la care am ajuns este că importă medicamente conform nomenclatorului nostru, unic, și că noi suntem de acord, asta au spus și colegii de la Ministerul Sănătății și de la Agenția Medicamentului, să extindem oarecum în măsura legală, adică ca să nu contrazicem legislația europeană sau rigorile europene, nomenclatorul nostru, incluzând o serie de medicamente acceptate în zona transnistreană. Asta este singura soluție, dar cert este că nu le vom accepta pe toate, pentru că sunt multe medicamente, multe produse farmaceutice care nu își vor putea găsi locuri în acest nomenclator unic. Deci problema nu poate fi soluționată decât parțial pentru moment.